Criminalul din Vaslui, care și-a măcelărit soția și și-a înjunghiat fiica, a fost găsit mort. Omul de 45 de ani și-a luat viața, exact așa cum amenințase că va face. Anchetatorii îl căutau de câteva zile și au reușit să-l localizeze după semnalul de la telefonul mobil. El a găsit spânzurat de un copac într-o pădure din apropierea satului. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a aruncat trupul soției într-un șanț pe raza comunei Zăpodeni, unde a fost găsită decedată, iar pe fiica sa a pus-o în portbagajul mașinii și a abandonat-o la marginea unei păduri din localitatea Păienești Deal. Fata intervenise să-și salveze mama. Uite așa stătea fata. O strigat două ori pe mama, mama. Părinții criminalului sunt încă în stare de șoc. Le-am omorât pe amândouă. Așa m-a spus. Așa v-a zis? Da, le-am omorât pe amândouă. După așa ei am început, într-adevăr, a plânge, a răcnie, asta. Și după așa ei, la o jumătate de oră, trei sferturi de oră, m-a sunat că să mă duc să iau fata, că nișcă, suflă. El să o moară și atâta tot. Pare rău ce s-a întâmplat, dar și să mai facă de acum, faptul e consumat. Oamenii au spus că bărbatul și-a pierdut mințile din cauza unei aventuri a soției. Îi spun că femeia ar fi cerut 4.000 de euro soțului, bani de care avea nevoie amantul ei, și de aceea ei cred că omul a recurs la un asemenea gest extrem. Copila criminalului este în continuare în stare gravă, internat într-un spital din Iași. Ea va fi supusă mai multor intervenții chirurgicale.